Bună! Sunt Nicolae Negară și în continuare vom discuta despre o anumită categorie de filme documentare, care formal sunt calificate drept non-verbale. De ce formal? Pentru că non-verbal, la modul direct, înseamnă fără vorbire, fără cuvinte. Însă ne vom convinge că filmele non-verbale au să ne spună foarte multe. Caracteristica generală a filmului este să reprezinte cât mai veridic diferite situații din viața reală. O intenție nobilă, dar cum anume să exprim veridicul? Pe parcursul unui secol de cinematografie, de la secvențele Fraților Lumière prezentate publicului în 1895 și până la capodoperele documentarului non-verbal semnate de Godfrey Reggio și Ron Fricke, arta filmului a evoluat, s-a perfecționat și și-a diversificat mijloacele de expresie. La nivel tehnic, limbajul cinematografic este compus din imagini în mișcare și sunet, însă nu orice imagine acompaniată de sunet exprimă un mesaj. Marii teoreticieni ai cinematografiei ne învață că două cadre trebuie montate astfel încât să genereze în mintea spectatorului semnificații noi, respectiv o nouă înțelegere a celor văzute. La nivel ideatic însă, limbajul cinematografic este compus dintr-o multitudine de semne și simboluri. Arta cinematografică și semiotica s-au dezvoltat aproximativ în aceeași perioadă de timp. De aceea filmul a fost supus în mod deosebit studiilor semiotice. Acum să revenim la documentarul non-verbal. Este curios, dar și firesc, faptul că cei mai cunoscuți cineaști din istoria filmului au realizat documentare non-verbale. Mă refer în primul rând la Robert Flaherty, Dziga Vertov, Joris Evans, Herz Frank, Artavazd Peleșan, Victor Kosakovski, Sergei Loznița, dar și la conaționalii noștri Vlad Ioviță și Vlad Druc. Regulile documentarului non-verbal sunt destul de simple. 1. Să nu existe narator și să fie evitate discursurile personajelor și 2. Pentru a povesti un film să fie folosite doar imaginea, muzica și zgomotele. Haideți să încercăm să analizăm unele aspecte semiotice din cele mai cunoscute documentare non-verbale. Vom începe cu cea mai reprezentativă operă cinematografică a maestrului Dziga Vertov, Omul cu aparatul de filmat. Я киноглаз. У одного я беру руки, самые ловкие, самые сильные. У другого я беру ноги, самые длинные, самые быстрые. У третьего я беру голову, самую красивую, самую выразительную и
монтажом создаю нового, совершенного человека. Я киноглаз, я глаз механический, я машина, показывающая вам то, что могу сделать только я сам. С сегодняшнего дня я навсегда освобождаюсь от человеческой неподвижности. Я в непрерывном движении. Я приближаюсь и удаляюсь от предметов. Я подлезаю под них. Я налезаю на них. Я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади. Я на полном ходу врезаюсь в толпу. Я переворачиваюсь на спину. Я взлетаю вместе с аэропланом. Я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами. Să trecem la un alt maestru al documentarului non-verbal, Artavazd Peleșan, și filmul Noi, care i-a adus notorietate. Trebuie să menționăm că toate filmele lui Peleșan, pe lângă faptul că sunt non-verbale, înglobează o concentrație vastă de semne și simboluri. Din punct de vedere al semioticii, titlul lucrării întotdeauna prezintă un interes sporit. În filmul Noi, titlul apare în final, abia atunci când spectatorul a înțeles că Noi, de fapt, reprezintă poporul armean. Peleșan recurge la un spectru foarte divers de figuri de stil cinematografice. Astfel, la începutul filmului, sicriul este asociat cu stihia naturii. Valurile învolburate a mării, căderea munților, toate acestea pe fundalul unei muzici corale grave. Suntem martorii unui eveniment tragic care a cuprins un întreg popor. Aici, mulțimea deja întruchipează acea mare învolburată. Iar aici avem motivul biblic al sacrificării mielului, urcarea pe munte, sigur, cine cunoaște puțină istorie va înțelege că este vorba de genocidul armenilor. Poftim! Altă comparație de la final. Cetățenii armeni și muntele Ararat. Simbolic, nu? Vă propun să trecem la lucrările lui Godfrey Regiu și Ron Fricke, adevărate capodopere ale documentarului non-verbal. Filmele sunt realizate în așa fel încât să nu-ți poți rupe ochiul de la ele. Te învăluie și te copleșesc. These films are meant to provoke. They're meant to offer an experience rather than an idea or information or a story about a knowable or a fictional subject. They're meant fundamentally to stir up enough to create an experience of the subject. It is up for the viewer to take for herself what it is that means. If someone's trying to figure out why they're watching the film, they're probably not going to get into it. It's more like taking a journey. It is the journey that is the objective, not the end place where we are going. The films I'm making are non-verbal. There's no main characters in them. The main character is the locations and the essence that comes out of those images.
Nici cinematografia moldovenească nu a rămas în urmă la capitolul documentarul non-verbal, pentru că avem filme, cei drept produse mai mult pe timpurile sovietice, valoarea cărora nu cedează filmelor non-verbale din alte țări. Mă refer în special la filmele cineaștilor Vlad Ioviță și Vlad Druc. Lucrările lor au revoluționat documentarul moldovenesc și chiar au constituit un fenomen în fostul spațiu sovietic. Bună oară, în Piatră Piatră, regizorul Ioviță ne prezintă munca lucrătorilor de la o mină de calcar. Cadrele pur și simplu copleșesc prin expresivitate și simbolism. Lucrătorii se autozidesc de vii. Recunoașteți motivul meșterului Manole? Condițiile de muncă sunt mizerabile. Însă, după o zi de muncă grea în condiții insuportabile, apare și lumina la capătul tunelului. Apa purificatoare îi revigorează pe muncitorii sleiți de putere. Frumos, poetic. În jocurile copilăriei noastre, o altă lucrare de referință a documentarului non-verbal moldovenesc, regizorii Vlad Druc și Mircea Chistruga ne readuc în actualitate jocurile copilărești specifice poporului nostru. Datorită montajului paralel și a stării nostalgice induse de coloana sonoră, iese în evidență motivul arhetipic tinerețe-bătrânețe sau motivul transcendenței. Aceleași motive le întâlnim și în Cheamă-i Doamne înapoi. Doar că în acest film se adaugă antiteza simbolică viață-moarte. Enigmatici și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și-așa-o dus-o prost. Și fă-i tineri cum a fost, fă-i mai tineri decât noi. În Goblen avem motivul întâlnit la Peleșan, jertfa hristică. Thank you.
toți acești cineaști documentariști au explorat la maxim potențialul semantic al limbajului cinematografic. Dar și mai important este că prin renunțarea la vorbire, adică utilizarea inspirată a procedeului narrativ non-verbal, ei au reușit să exprime atât de profund și sugestiv mesajul adresat publicului spectator. Documentarul nonverbal a fost, este și rămâne un exemplu tehnico-estetic de referință pentru toți cineaștii care într-adevăr caută o metodă de exprimare cât mai eficientă pentru filmele lor. Și chiar îmi pare rău că nu am reușit să realizez acest film fără cuvinte. Cu bine!